Eu țin notă în marchiz. În fiecare an eu port în marchiz, de fapt, la fiecare eveniment. Da. Și cu accesorii Grimaldi, linia mea de bijuterii. Am o combinație, un fel de salopetă Jais, de mireasă nonconformistă, cu pene, și sandăluțe, bijuterii de la Pandora. Am și niște cerceluși foarte drăguți. Soțul meu poartă o ținută. Eu am o ținută Boss. Și încălțările sunt Gucci și cam atât. Iar eu port o ținută de designer creată de un designer din România. Se numește PNK Casual. Sacou cu revere din mătase și o șorochie din paiete, clacii sele, smiling shoes. Eu port de la Lulu, ținuta mea este Lulu. Andra întotdeauna se gândește la cele mai bune variante pentru mine. În seara asta ea a ales turcoazul și să știi că este o culoare pe care eu nu am mai purtat-o, cred că de când eram mică. Mica ai mei, părinții mei mă îmbrăcau în turcoaz foarte mult și eu uram culoarea aia la un moment dat pentru că am îmbrăcat-o mai tot timpul în turcoaz. Sandalele sunt de Marzo Shoes, port un clutch de la Nisa, iar cercei sunt Trialfa. Eu port o ținută de la Adina Buzat. Tot. Port o creație Lulu. Mă bucur foarte mult că am ales să colaborez cu Andra. Este exact ce mi-am dorit. Este exact ce mi-am dorit și normal că la o ținută ar trebui să o ținută de genul ăsta ar trebui să asortez și niște diamante Taylor. Bună mea dispoziție și frumusețea feței mele, Alexandra Crescu. Eu port un costum de la Monocult, de la bunul meu prieten Răzvan Mercan. O rochie albă, uite, făcută de Andrea Irimia, de la M. Marchiz, stai așa, că ți-o arăt în toate zile. Așa. Care a customizat, a creat, de fapt, această rochie special pentru mine, dar pe corpul meu. Port Cristina Săvulescu în seara asta, așa cum am mai făcut-o și la alte evenimente, pentru că are niște creații minunate în care te simți specială. Și mie îmi place întotdeauna să am un touch mai altfel. O prietenă de-a mea m-a îmbrăcat în această seară, se numește Andreea Veneciuc. Aia este creația și mă simt foarte bine în seara asta.